Bună, dragilor, bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot. Bine ați venit la o nouă etalare. Voi face o etalare diferită pentru zodia leu, luna sau ascendent în zodia leu, pentru a vedea în ce punct al vieții voastre vă aflați, încotro, ce sfaturi aveți nevoie să auziți sau unde trebuie să lucrați sau să aduceți vindecare. Haideți să descoperim împreună. Nu uitați că este o etalare generală, așa că vă recomand să luați doar mesajele cu care rezonați dumneavoastră. Haideți să vedem. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în zodia leu, luna sau ascendent în zodia leu, am să extrag trei carduri. În momentul de față văd că sunteți într-un moment de blocaj, într-un moment de pauză și vă gândiți, analizați, aprofundați ce trebuie să faceți, ce trebuie să schimbați în viața voastră. Cineva aici văd că meditează, se roagă. Trebuie să aveți răbdare și vi se spun, văd că cineva aici va încerca să vadă lucrurile altfel. Dacă nu, va trebui să încercați acest lucru, să vedeți lucrurile altfel. Spânzuratul e clar că trebuie să vedeți lucrurile altfel. Pentru a înțelege, sunteți persoane speciale. Și aici cineva trebuie să se sacrifice în ce privește destinul său, karma sa, în ce privește inima sa și chemarea sufletului, intuiție, înțelepciune, divinitate. Sunt persoane dintre voi care citesc în tarot, sau sunteți terapeuți spirituali? Sau aici, în ce privesc colaborările, parteneriatele, aveți un blocaj și nu știți încotro sau ce trebuie să faceți? Sau ați vrea, dar nu este momentul? Sau vă simțiți blocați la nivel mental, fizic, spiritual? Încercați să meditați și să ascultați mai mult vocea sufletului pentru a înțelege încotro și cum, care e următorul pas. Zodia Pește aici. Cineva aici a fost blocat chiar de 12 luni, de un an de zile. Văd o suferință în ce privește o relație de iubire. Vi se spune să vedeți cu ochii inimii această situație, să o priviți cu ochii inimii. Un sacrificiu pe care cineva îl face. Poate pentru un copil. Poate pentru pasiunile sale. Dar văd o reținere sau lucrurile nu funcționează așa cum ați prevăzut sau cum ați crezut dumneavoastră, cum a trebuit să funcționeze. Pentru că sunt secrete aici. Spânzuratul cu îndrăgostiții mi se spune că cineva trebuie să se sacrifice și să facă o alegere, ascultându-și inima, să învețe din trecut. Cineva aici a fost blocat în trecutul său, în ce privește inima sa, pasiunile sale, iubirea, relația, parteneriatele, colaborările. Și văd că cineva trebuie să studieze. E nevoie să studiați, să reflectați, să meditați. Nu este momentul să acționați. Este momentul să vă ascultați intuiția. Aici văd că cineva va afla anumite secrete.
Cineva se sacrifică în ce privește o relație sau căsătoria sa pentru binele copiilor, chiar. Văd o persoană mai reținută, mai introvertită, care nu comunică foarte mult, dar își ascultă mai mult intuiția. O persoană care se sacrifică pentru binele persoanelor dragi. Aici văd că va fi un progres în ce privește o călătorie. Sau în ce privește un drum, o călătorie, în ce privește progresul, evoluția dumneavoastră, trebuie să vedeți lucrurile altfel, din altă perspectivă, dincolo de aparențe. Și cineva trebuie să facă o călătorie sau se gândește să, la călătoria vieții sale. Se gândește la destinul său, la viața sa de până acum. Și văd că cineva își dorește un progres, o evoluție chiar. Dar trebuie să faceți un sacrificiu. Și cred că aici un progres sau o evoluție va fi la sfârșitul februarie și luna martie, atunci veți face un progres sau veți merge într-o călătorie sau la ceea ce vă gândiți dumneavoastră. Vă gândiți la timp. Îndrăgostiți-i cu casa a șasea. În ce privește parteneriatele, relațiile, văd că veți primi susținere în ce privește sănătatea, alegerile dumneavoastră veți fi susținuți în ce privesc alegerile voastre, în ce privește chiar și un contract, cifra 56, 66, 44, 6, 12, 3, 2 pot avea un rol important în viața voastră. Veți primi susținere. Dar văd un disconfort în ce privești studiile sau în ce privești anumite secrete, răbdarea. O femeie în rac, scorpion, pești. Cineva aici nu are un disconfort în ce privești studiile sale. Văd un disconfort și în ce privește un acord sau pe plan de sănătate. Pentru că e posibil să trebuiască să aveți mai multă răbdare și că nu puteți acționa, vă provoacă acest disconfort. Dar în ce privesc relațiile, văd că veți primi susținerea altor persoane. Și văd aici că dacă dumneavoastră vă veți medita și vă veți găsi echilibru, relațiile vor funcționa într-un mod echilibrat, într-un mod pozitiv. Susținere și în ce privește cariera noastră, contractele, o relație, un parteneriat. Haideți să vedem și ce vă spune oracolul lunii pentru zodia Leu. Ai încredere că ceea ce pare imposibil este de fapt posibil, să știi. Ți se pare imposibil. De aceea ți se spune să-ți asculți intuiția, inima și să vezi lucrurile altfel, dincolo de aparențe. Pentru că tu crezi că nu se mai poate face nimic, că este imposibil ca o situație să se schimbe, dar nu este nimic bătut în cuie. Sunt posibilități infinite care noi nici nu le înțelegem, nu le vedem, pentru că suntem limitați. Mintea noastră e limitată. Și dacă te încăpățânezi să vezi sau să te fixezi, ești un semn fix tu. Nu prea îți plac schimbările.
Nu te va conduce nicăieri această situație dacă tu te încăpățânezi să repeți aceleași lucruri, aceleași situații. Și dacă nu vrei să-l schimbi ceva sau vrei să nu schimbi ceva, dar nu te va conduce nicăieri. Impregnează cu iubire situația în care te afli, oferă iubire. Și vei vedea că va veni de la sine rezolvările. Oferă iubire și va funcționa totul de minune. Se vor rezolva situațiile. Vei ieși din această suferință. Numărul 10. Alegeri câștigătoare. A venit momentul să faci o alegere importantă care va revoluționa viața ta. În curând vei avea ocazia corectă pentru a zbura. Nu-ți fie frică să îmbrățișezi această oportunitate care ți se prezintă. Norocul ajută pe cei audaci și este de partea ta. Fii pregătit să riști, aruncă-te și vei câștiga. Vei face alegeri câștigătoare. Arcanghelul Gabriele, în ce privește comunicarea, poate fi zodia Gemeni aici? Sau e nevoie să comunici mai mult? Arcanghelul Gabriele zice că te va ajuta să vorbești, pentru că aici am văzut că cineva este mai introvertit, mai interiorizat, nu dorește să comunice. Arcanghelul Gabriele te ajută să vorbești într-un mod deschis și a spune adevărul tău cu tărie și cu gentileță. Cere inspirație pentru operele tale și pentru discursurile și inspirația pentru a vorbi în public. Cifra 55 și 10 din nou. Aici cineva va trebui să studieze, să vorbească, să țină un speech, să vorbească în public sau poate aveți un loc de muncă în ce privește comunicarea cu cei din jur. Văd o revoluție în viața noastră care va veni în următoarea perioadă. Nu-ți fie frică, cum ziceam că faci un pas înainte, două înapoi. Nu-ți fie frică să îmbrățișezi această oportunitate care ți se prezintă. Că norocul va fi de partea ta. Și văd vindecare pe plan de comunicare. Dragii mei, sper că am putut să vă ajut. Vă aștept data viitoare să ne vedem cu bine. Dacă doriți să mulțumiți, dându-mi un like, este un semn de mulțumire pentru mine, pentru că în acest mod mă ajutați. Vă mulțumesc, la revedere, numai bine, sănătate!